Casa Județeană de Pensii Olt a afișat la sediul și pe site-ul instituției lista biletelor de tratament din seria 15-2020 disponibile. Lista cuprinde un număr de 166 de bilete de tratament, atât din unitățile hoteliere aparținând societăților comerciale cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat contracte în acest an, cât și din unitățile hoteliere ale SCT-BRCM SA. Cele mai multe bilete sunt disponibile pentru stațiunile Olănești, 50 de bilete, Bala, 20 de bilete, Govora, 14, Călimănești, 12 și Pucioasa, 10 bilete. Un număr mare de bilete de odihnă și tratament sunt puse la dispoziția oltenilor și pentru stațiunile Amara, Buziaș, Covasna, Mangalia, Eforie Nord și Felix. Pentru aceste bilete la băi, solicitanții vor trebui să achite 50% din cuantumul pensiei, dar nu mai mult decât prețul biletului. Numărul oltenilor care renunță să plece în stațiune este în ultima perioadă destul de mare. Cei mai mulți renunță la biletul repartizat de teama infectării cu noul coronavirus.